Jocurile olimpice de vară de la Paris au debutat la sfârșitul săptămânii trecute, iar port drapelul României a fost purtat de doi foști canotori de la CSS Orșova. Originar din Suceava, Marius Cosmiciuc și Ionela Cosmiciuc-Lehaci, ambii legitimați în prezent la CS Dinamo București, au devenit primul cuplu soț-soție din istorie care ține port drapelul României la Jocurile Olimpice Moderne, înființate în 1900 de francezul Pierre de Coubertin. Din totalul de 106 sportivi români calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, 44 sunt canotori, printre care și cârmaciul născut la Orșova, Adrian Munteanu. Aproape jumătate dintre ei au făcut junioratul la CSS Orșova, dar originar din Mehedinți nu este decât Adrian Munteanu. Fost junior la CSS Orșova, Munteanu este legitimat la CS Dinamo București și va concura în ambarcațiunea de 8+1 vâsle masculin cu gândul la o medalie. Munteanu a participat și la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021, dar s-a clasat pe locul al șaptelea în proba de 8+1. Singurele medalii cucerite de sportivii originari din Mehedinți la Jocurile Olimpice au fost obținute de boxerul severinean Dumitru Cipere, bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980, și de canotorul născut la Cujmir, Iulica Ruican, aur la 4+1 și argint la 8+1 la Jocurile Olimpice de la Barcelona 1992. Ultima sportivă din Mehedinți calificată la Jocurile Olimpice a fost în 2012 la Londra, atleta Ancuța Bobocel, dar aceasta n-a prins finala la 3000 de metri obstacole.